Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru luna noiembrie, etalare la alegere. Am făcut ceva pentru fiecare zodie pentru sfârșit de octombrie, început de noiembrie. O să fac și pentru noiembrie pendelete. Acum e o etalare la alegere și adăugați-o la mesajele pe care deja le-ați primit. Avizele sunt între numărul 1, 2 și 3. Da, se vadă acesta mai bine. Da? Sunt amestecate deja cărțile, o să mai folosesc și alte seturi de cărți. La unele seturi de cărți au venit niște mesaje, un soi de mică preetalare, la altele nu. Vă puneți pauză, vă alegeți și eu pun seturile de cărți deoparte. Și mi începe etalarea. Cei care ați ales numărul 1, aveți deja un mesaj. Ia să vedem care era. Așa, 10 de monede a picat pe orizontal, de fapt, și lumea. 10 de monede. E un capitol pe care unii dintre voi lăsați în urmă. Ori o familie, ori o aventură, un aventurier care era căsătorit sau este căsătorit. Îi lăsați în urmă. Se pune tăcerea între voi pentru că voi vreți să începeți să luați, să vă trăiți viața pe alte coordonate și într-o altă vibrație. Ia uite, nebunul și 9 de cupe. Să radiați, să vă simțiți bine, nu să fiți legați de karmă și de ideile și mentalul negativ al altora, da? Cred că a fost o atracție, nu știu dacă a fost aventură, dar atracție sigur a fost. Lăsați în urmă această situație și mergeți spre poziția pe care o meritați. Și la un moment dat va veni un personaj care vă merită, un personaj curajos, care e în stare să vă apere, să vă protejeze, tot acolo e, să vă anime, să vă stimuleze dorința de viață. Vedeți? Și voi aici, în această imagine, lăsați această comoară. Dacă personajul care, față de care a simțit atracție sau poate fuse aventură, era prea sau este prea preocupat de bani, 10 de monede și comoara, da? Încheiați capitolul. Poate că legătura este la distanță, mai mare sau mai mică, dar încheiați capitolul, da? Lumea și 8 de cupe, asta confirmă. Și 0 iar confirmă că sunteți pregătiți să o luați la 0. Faptul că a picat această carte pe orizontal e un oarecare blocaj. Poate că încă nu v-ați debarasat de această influență. Dacă nu e un personaj, poate să fie familia voastră sau un job care nu mai corespunde cu ceea ce vreți voi să faceți. Vreți să fiți plini de viață, da? Vreți să explorați și viața și pe voi. Dintr-o altă perspectivă mai liberă, în sensul spiritual și poate nu spiritual, dar în sensul frumos, nu libertinaj, libertate. Nu vreți să fiți corupți mental în acea situație, dacă o fi job sau familia voastră sau problemele voastre financiare. 10 de monede înseamnă, da, familie tradițională. Da, cu reușite, dar mai mult reușite, mai mulți bani în bancă, dar mai puține satisfacții emoționale. Și repet, faptul că este pe orizontal, că a venit cartea pe orizontal, încă vă blochează. O fi familia voastră, o fi familia cuiva sau jobul, repet. Dacă ar veni invers, din punctul meu de vedere, ar însemna că sunteți pe cale să vă recăpătați independența. Dar mai vedem ce alte mesaje apar. Asta a fost așa. Ca să vedeți dacă rezonați totuși cu numărul 1. Hai să vedem energia voastră. Oh, am zis că a fost atracție. Uite unde s-a oprit la Jaguar. Renunțați la... Nu. Nu e final de ciclu. 10 e deja început, să zicem. Finalul finalului. 9 aș spune lecția și 10 e finalul. Dar e o atracție foarte mare.
Da, din care învățați. Interesant. Din care învățați. 22, 9, 9, 22. Să fie cineva născut în 22 septembrie sau 10 septembrie sau 18 septembrie. De ce? Pentru că e 9. Ideea este că aveți de învățat din această situație. Poate că a fost atracție la un moment dat și această atracție v-a blocat pe termen lung. Ideea este că sunteți chemați să vă găsiți exact libertatea, independența, puterea de a vă conduce pe voi și pe alții. Conducătorul din voi. Energia feminină e în spatele acestui Ganesha. Energia feminină inspiră. Cum? Prin puterea creatoare. Da, ia uite, transformare. Și 1. Momentul 1. 0 și 1. Probabil că în această perioadă, aproximativ, sunteți într-o realitate și o contemplați pe cea veche pe de-o parte. Dacă sunteți în cea veche, o contemplați pe următoarea, pe cea din viitor. Dacă sunteți în tranzit, le contemplați pe amândouă. Aș spune așa, simt că pe amândouă le contemplați. Ideea este că vă găsiți pacea. Și e mare lucru. În această dorință de a vă crea realitatea, lumea în care trăiți. Hai să vedem o dată energia voastră de dori. Oh! De 3 ori. 12 a venit invers. Bănuiesc că personajul despre care am vorbit, de unde o fi, de la locul de muncă, din familie sau vreo atracție, a fost o leacă cam vanitos. Dar, sau, cineva aici a fost foarte amabil. Foarte amabil, amabilă, pentru că energia feminină pe care am văzut-o în cartea cu Ganesha. Energia feminină e atât de amabilă încât e în stare să schimbe și demonii în îngeri. Poate o exagerare. Energiile negative, Lilie, ci reprezintă energii negative subconștient. Transformă subconștientul multor ființe negative, și zic ființe că poate or fi și animale, doar, nu doar oameni, da? Și îi include în lumea. Energia feminină, în lumea ei, n-aș spune musai de vis, este o realitate. Și în acea realitate n-ai cum să fii rău, n-ai cum să fii negativ. Dar se pare că totuși, cine nu apreciază această bunătate, cine nu se transformă definitiv, pentru că nu este normal să vii dintr-o realitate, să te muți în alta sau să oscilezi între negativ și pozitiv, hotărăște-te ce vrei să fii, da? Ori acolo, ori acolo. Nu există totuși cale de mijloc. Dacă energia cuiva a fost prea toxică, energia feminină eliberează, efectiv expulzează, așa, uci ridic și vocea, scuzați-mă, expulzează energia negativă din mediul său sacru. Este spațiul tău sacru, bărbat, femeie, ce ești în energie feminină. Că poate să fii și bărbat în energie feminină. Generos. Da, ofer, ofer, ofer. Dar dacă vii doar să iei, să iei, să iei, pardon, la revedere, închici ușa, ridic granițele, da, chiar scuturile protectoare energetice, evident. Ia uite, tot aici s-a oprit. Hai să tai. Sacrificiu. Cred că este vorba de o familie, de o comunitate, acel 10 de monede, pentru că aici este un oraș. Îți dai seama că pentru că taurul totuși are conotații pozitive. Reprezintă și stabilitate, dar și abundență. Și aici este abundență, da?
este ieșirea cuiva din tipare, a voastră bănuiesc, și regăsirea magicianului din voi, independenței pe care anumite persoane pregătite să se trezească și-o doresc. Iar alții care sunt deja treziți n-au cum să trăiască fără independență. N-au cum să mai trăiască în tipare, în convenții. Interesant, autenticitate, da? Exact, 17 numărul stelei. Ne vindecăm de traumele, eu știu, chiar ancestrale, aud, din alte vieți. Interesant, mi-atrage atenția acest castel. Poate stați pe lângă vreun castel, cetate. Eu vreau mâine să vizitez o cetate, dar nu vă zic încă. Vă zic după. Da, înfrunți demonii tăi și atunci nu mai contează ai altora. Pe altora, dacă tu i-ai îmblânzit pe ai tăi, păi poți să-i îmblânzești și pe altora. Ce frumos, 1 și cu 7, 8 și urmează 8. Da? Stabilitate. În mișcare. E o diferență să fii înțepenit și alta e să fii stabil, dar în mișcare, să plutești pe emoții. Aici nu prea sunt emoții. Cetatea e cam uscată. Seamănă așa cu sudul Italiei, Spaniei, poate sunteți în zonă. Chiar Arabia, chiar zona Orientului, Nordul Africii, în fine. Mesaje. Pentru unii dintre voi poate ajută, da? Cam aici sunteți în această perioadă. Nu vreți să vă mai sacrificați. Interesant, 1 și cu 2, 12, da? E 3. Numărul împărătesei. 40 este 4. Numărul împăratului. Tradiții, reguli prea stricte. Cum să fii creator, cum să te dezvolți sau creativ dacă stai în atâtea reguli? Da? Are sens. Dar hai să mai vedem. Probabil cealaltă persoană pe care o excluzați din mediul vostru colorat, creativ, este așa. Excluzați, lăsați. Și voi sunteți aici în balonul vostru energetic. Interesant. Hai să vedem. În noiembrie. Numărul 1. Situații, experimente, trăiri, evenimente, o dată, de două ori, de trei ori. Teo înseamnă ceva pentru unii dintre voi, am văzut Z-ul ăsta ca un Teo. Chris, Cristian, An, Cristian, Ana, Chris, pentru unii, nu știu, mesaje, eu vă transmit ce simt. Și Teo, poate, Teo, Teodora, judecata, vrei să renașteți, clar. Vreți să vă regăsiți echilibru după ce ați stat în conflicte. Poate persoana respectivă încă nu și-a rezolvat problemele karmice, că justiția înseamnă și karmă, încă e conflictuală și voi vreți pace, vreți altceva, dar culoare, nu umbre, nu... Da? Veselie, zâmbete, nu tristețe. Și aici e destul de monocrom, mai spre sepia, așa. Hai să vedem. Oh, ce frumos! Zero... 9 de cupe, dragii, 10 de bâte, da, nu vreți, poate chiar că vă schimbați locația. Hai să punem 4. 6 de bâte, ce frumos, vă duceți către evenimente, poate vă duceți, nu știu, participați la evenimente publice, vă simțiți bine, vă eliberați de bagajele astea. Vă luați și voi ce aveți necesar din acele 10 de monede, că e casă, că e familie, că e job. Dar vă dați dreptul, da, șansa, ocazia, cum vreți voi să ziceți, să o luați de la zero. Riscați, pare risc, dar nu e risc. Pentru că în sufletul vostru e soare și știți că n-aveți cum să radiați acolo, da? Am zis că era o chestiune la distanță. E apăsător. Poate persoana la distanță, tot timpul trebuie să... Și n-ar fi problema distanța, deși uneori este. Dar când e dragoste, când e înțelegere, clar că nu distanța e problema. Cât interesant, 10 de bâte uneori este epuizare.
Cât v-ați implicat, am zis că ați dăruit, cât v-ați implicat în acele situații sau acea situație, ce-o fi fost, i-am dat mai multe variante, alegeți. Vreți să vă refaceți energia, simțiți un val interior care vă îndeamnă, energetic, emoțional, vă îndeamnă către ceva ce n-ați fost sau n-ați mai fost de mult. Să ieșiți în public, să vă întâlniți cu prietenii și mai ales soarele ăsta care vă pune în față. Nu puteți să stați în umbră. Aici, 6 de bâte este energie victorioasă. Să fiți pe scenă, vorba bine, mai mult sau mai puțin. Lumea să aplaude realizările voastre. Nu să le țineți în saci, ascunse, doar ca să ce? Să nu deranjați realitățile altora, confortul, tradițiile, regulile. La capătul setului de cărți. Ia uite, 6 de cupe, 3 de bâte, 7 de cupe. Vă vindecați de situația toxică. Vă dați seama că este doar o opțiune. Asta e fain, îmi place cum văd cărțile acum. 3 de bâte. Priviți în viitor, priviți în trecut, cum am zis mai devreme. Interesant, dacă dați în urmă, mi-aduc aminte că gorila era tot pe o chestie de genul ăsta. Și tot din ape apărea lumea, o nouă lume, da? Priviți în zare. Și vă dați seama că situația toxică este una dintre opțiuni. Nu voi mai aveți nu știu câte. Și atunci următoarea dintre opțiunile pe care le aveți, vedeți, este vindecarea. Dragostea, exact, dragostea asta din voi, lumina din voi. Fain. Cum investiți în voi. Și investiți în voi. Și veți crește și financiar. Și iar lumea va folosi lumina asta, pentru că știți că lumina asta nu e doar pentru voi, doar ca să vă simțiți bine, doar ca să fiți aplaudați. Nu e o chestiune care ar trebui folosită din egoism. Nu, nu, trebuie împărtășită. Și știți bine că spiritual, marea preoteasă și trăznetul este trezire spirituală. Ce? Ia uite, 10 de spade, 10 de bâte. Ia uite, asta au fost niște traume. Luna, 10 de spade, marcaj în peștrac. Leu, săgetător berbec. Poate o fi și puțin scorpion, dar... Da, și scorpion. Peștrac în mod special. Gemeni, balanță am văzut. Vărsător. Văzusem și diavolul Capricorn și atunci, uite ce frumos, schimbați, vedeți? Vă atingeți, eu știu, scuzați-mă, investiți în voi, în vindecarea voastră și creșteți financiar, câștigați autoritate. Și cu cât câștigați autoritate, cu atât vă îndreptați către perechea voastră, bărba femeie, exact, interesant, am zis perechea și apă, wow, ce frumos, soare și stea, și puterea. Persoana predestinată. Deci o persoană care vă vede și de la distanță lumina. Nu mai zic de cei care sunt aproape, da? Ce frumos. Și veți fi împreună puternici. Unde fusese? Cam așa, parcă, nu mai știu cum era. Cum era? Cam așa pusese. Încerc să-mi aduc aminte. Pe aici, în fine. Nu invers era. Scuze, scuze. Pe aici, pe undeva. Că 7 de monede era după asul de cupe. Da? Și voi priveați la această situație toxică. Și iar, înțelegeți că acest
gen de situație oricând pot să apară în opțiunile voastre, pentru că avem opțiune și bune și rele, și pozitive și negative. Probabil situația este cu cineva cu care ați copilărit, aveți copii, veți aminti un suflet cu care aveți niște, interesant, doi de spade, cu care aveți niște amintiri, dar asta e. Acum să clarific zero. 3 de cupe. Da, vreți să vă bucurați de darurile voastre. Eu acum 3 de cupe îl văd ca pe binecuvântări, cele 3 grații. Variantele voastre, trup, suflet, minte. Toate variantele voastre vă susțin acest nou început. Da. Aveți de ales. Ia uite, 8 de monede, transformare. Să vă transformați, alchimie interioară. Da? Ia uite, regele, regina de cupe. Și vă va atrage o romanță. Cu un personaj care vă simte. Regele de cupe, regina de cupe. Succesul financiar vă va atrage oameni sau aceeași persoană va avea succes și financiar, vă va înțelege și emoțional. Aici este complexitatea și darul. Atunci când vrei mai mult, nu te mulțumești cu puțin. 9 de cupe. Ia uite, magician. Păi, ce frumos! Ce frumos! Manifestați, 9 de cupe, tot ce v-ați dorit. În acest nou ciclu. Cu răbdare, evident că am văzut și 7 de monede, cu răbdare. Dar trebuie să vă eliberați de frici, de traume, de decepții, da? Și ce frumos, mergi către 6 de bute. Ia uite, vă eliberați de minci, și v-ați plictisit de oameni care fug, care vă ascund, se ascund și pe ei, vă ascund și pe voi. Nu, oamenii care nu vor să fie văzuți nici cu voi, nici cu ei, nu merită atenție. Nu, fiți o dragoste adevărată. Da. Care iese în evidență, interesant, dincolo de granițe. Și voi veți ieși dincolo de granițe, chiar dacă vă veți pune niște granițe la un moment dat, că am vorbit despre așa ceva, veți crește, aura voastră va fi imensă. Și veți ieși în evidență și dincolo de granițe. Dar, nu doar atât. Vreți ca această dragoste să iasă în evidență și va ieși în noua dragoste. Pentru că de mincinoși, vă zic, v-ați plictisit și nu trebuie să vă zic, eu știți simplu. Sigur. 6 de bute. Exact, ce frumos. Am zis că dincolo de granițe veți crește. Odată ce liberați toate aceste traume și probleme, pentru că aveți în minte, în suflet, în trup, deja o nouă dorință, dar între timp, după dorință, a venit ca informație un nou ADN. Se schimbă ADN-ul vostru, nu știu ce, așa mă uit, văd floarea asta, știți voi de care este, da? Simt că se schimbă ADN-ul și unii dintre voi înțelegeți foarte bine ceea ce vreau să zic, da? Se schimbă energia. Nu mai funcționezi pe aceleași coordonate. De-aia trebuie să pleci. Și locul în care vei merge, în acel loc vei fi protejat, dar vei crește foarte mult și va trebui să ieși în evidență, că n-ai cum. Deci oricum te vede lumea, repet, și dincolo de granițe, dar dacă tu te vede dincolo de granițe, ea pășește în față, pe scenă, pe scena vieții, a noi vieți, ce frumos. Vai, împărăteasa, cu pași mici ajungeți la abundență, dragoste, ia, o nouă lume, vedeți? Dar pentru asta aveți de luat acele decizii, hotărâri foarte grele. Probabil că la un moment dat veți fi și atacați mental, spiritual, energetic, dar nu contează momentul în care voi aveți 0 și 1, 2 arcane majore puternice, nu mai zic de lună, dar luna reprezintă ceea ce eliberați, fricile, frica de niște emoții, niște traume din copilărie sau din alte vieți.
Da? Aveți aici magicianul și, ia vedeți cărțile, magicianul și demonul. Vedeți cum, vedeți, în ambele cărți, proiectați, aici este apă, proiectați, apă, oglindă, puteți să mai încercați să manifestați cu, prin oglindă, să vă uitați în oglindă și să vă proiectați acolo viitorul și varianta voastră mai bună. În ambele, vă folosiți energia fizică, simțiți că prin trupul vostru, am zis, circulă altă energie. Și atunci, cum să mai stai în acel context? Dacă ați fost în triunghi amoros, dacă cineva v-a manipulat, nu mai e cazul. Nu, 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 repet, îi expulzați din spațiul vostru sacru. Ce să mai... Hai să vedem totuși și mai departe, probabil sfârșitul anului sau anul viitor. Ia, o dată. De două ori. Ioi, a venit în... Ah, ce frumos! Două suflete pereche. Vindecare! Vă veți vindeca împreună de decepții. Veți crește. Eventual veți avea parte și de... Repet, veți avea parte, împăratul și preîmpărăteasa și 10 de monede. Veți avea parte, repet, de... succes financiar profesional într-un alt context în care ai și dragoste. Pentru că dacă tu te limitezi doar la confortul fizic financiar, atât ai. Fiecare are cât vrea să aibă. Dacă tu vrei mai mult, vei avea și mai mult. Dacă cer doar dragoste, vei avea doar dragoste. Dacă cer tot, ai șanse să primești mai mult. Poate nu tot, dar măcar mai mult. Hai, odată. Ia uite, ia, 9 de bâte, iar, dar veți fi... 9 de bâte, 9 de bâte. Amândoi vă veți lupta pentru această relație. În viitor. Poate chiar februarie. Iar apare 9. Februarie, anul viitor. Dar... Ia uite, 10 de spade, apare de două ori, dați în urmă că e acolo. Hai să vedem o dată, de două ori. Ioi, măi da! Cărțile sunt tare vorbărețe, îndrăgostiți. Urmează să întâlniți. Persoana care vă tratează de la egal la egal, care are lumină și vede lumina din voi. Da? Persoana predestinată. Dați în urmă să vedeți cărțile. Și amândoi veți fi ocrotiți de înger. Nu va fi o tentație, va fi o relație sacră. Oi, ce văzuile! Unde s-a oprit Capricorn? Vă eliberați emoțional de relațiile adictive, toxice. Vedeți ce diferență? Deasupra celor doi, care nici măcar nu sunt în picioare, da? Sunt legați în lanțuri. Și înconjurați de ce energii negative, da? Deasupra celor doi este diavolul. Deasupra celor doi este Arhanghelul Mihail. Ce frumos! Ei să rămână, da? Vă vindecați de așa ceva. Va veni alt personaj, ia uitați, care se va lupta pentru voi. Ia uite, și vă va oferi... Iar, alt cuplu, da? Va fi... potrivire și financiară, profesională, și sexuală, energetică, spirituală și emoțională, pe toate planurile. Da? Am văzut și împăratul și împărăteasa. Hai să tai, că încă nu am tăiat. Regina de monede. 4 de cupe. 2 de monede. 10 de cupe. Da. Exact. Da, vă priviți realizările, vă priviți în oglindă, exact cum am zis mai devreme, vedeți personajul și apa, magicianul și apa, da, vă priviți în oglindă. În realizările pe care le-ați avut până acum. Este o oglindă limitată, dar apa este mult mai profundă. Da? Și totuși, privindu-vă în oglindă, vedeți valoarea pe care o aveți, vedeți că meritați mai mult și clar,
Dacă, interesant cum văd acest iepure care pleacă, dacă nu vă folosiți creativitatea, dacă nu vă depășiți, exact cum am zis mai devreme, energia creativă va stagna, va pleca. De fapt, va pleca și veți stagna. Este o lecție pentru unii. Și atunci, refuzi cupele pe jumătate pline, pentru că știi că dacă le lași în urmă, vei avea mult mai multe 10 cupe. Vedeți? 10 cupe. Iar dacă personajul era căsătorit sau într-o relație karmică sau punea banii mai presus de, eu știu, relația dintre voi, iar Capricorn, Peștrac, Scorpion, Fecioară, e și Taur. Intuiția vă spune, a, ce frumos, vă spune să ieșiți. Dacă nu v-am spus eu, că e marea preoteasă și tarolog și astrolog, dacă această etalare nu vă convinge, vă va convinge intuiția voastră, semnele pe care le veți primi în curând, în cazul în care nu le-ați primit, că trebuie să schimbați energia și veți merge către oameni generoși, nu doar voi să dați, să mai și primiți, și merge spre relații sincere. Da. Și ceilalți să rămână luptându-se cu demonilor. Pentru că voi doi, ia uite, veți fi puternici împreună și chiar dacă ar fi distanță, că e lumea, veți găsi variante să fiți împreună. Dar poate veți avea afaceri, eu știu, internaționale sau în toată țara. Apropo de glob. Apropo de succes financiar. Pentru că nu te limitezi. În momentul în care nu te limitezi, asta e șansa să te depășești. Că rămâi în convenții și în reguli. Dar eu cred că refuzați această regină de monede. Dacă a fost triunghi amoros, repet, și cineva a fost într-o relație karmică, vă vedeți valoarea. Și e purașul, e playboy-ul, e cavalerul, e aventurierul despre care am vorbit la început. Un sfătuleț, o dată, de două ori, de trei ori. Iartă, ce frumos, iartă, e o situație care trebuie iertată și în primul rând iertați-vă și pe voi, pentru că de multe ori îi iertăm pe alții și ne e greu să ne iertăm pe noi. Nu, pentru că am ales atunci, în trecut, conform unor criterii. Acum gata, se schimbă, repet, ADN-ul și nevoile. Nu uita că ești iubit, da? Sau adu-ți aminte că ești iubit și mai ales iubește-te, dar la modul egoist, sincer. Îmbrățișează viața, stai de vorbă cu oameni care te înțeleg și care au aceleași nevoi ca tine, care oglindesc nevoile tale mentale și emoționale. Ia uite, eliberează blocajele. Apare și Scorpionul ca și vibrație. Eliberează blocajele. Blocajele sunt care sunt, da? Și onorează-ți sentimentele, emoțiile. Sunt oameni care fug de emoții, am văzut, iau, de go wild. Veți fi de succes. Urlați, cântați, dansați, da? Fiți voi înșivă și pășiți înainte și conduceți. Luna nouă în Capricorn, când este? Prin ianuarie. Am zis ianuarie-februarie. A, nu, decembrie-ianuarie. Decembrie-ianuarie. Atunci, veți vedea că începe să se simtă această etalare. Interesant, e singura carte care a venit invers. Probabil n-ați avut încredere în univers, n-ați avut încredere că va fi bine. Ne supunem calmea. Eliberați această tendință. Negativism, sau poate alții n-au avut încredere, sau alții vă atacă într-un fel sau altul, chiar și dacă nu apară persoane și entități, să vă dea impresia la un moment dat că nu va fi bine. Nu, nu, va fi bine. Va fi foarte bine. Sper că
ați reținut mesajul și când se va întâmpla să vă aduceți aminte, pentru că etalările vibrează chiar și 3, 4, uneori și 6 luni, așadar, noi le facem pentru o perioadă, dar nu înseamnă că toți vor manifesta în același ritm. Și chiar dacă voi vă eliberați de niște frici, vă faceți primii pași în această nouă manifestare, nouă lume, rezultatele, am văzut 7 de monede, da? Vin cu răbdare. Succesul vine. Poate vă simțiți și acum în noiembrie, eu știu, o bucurie într-un spațiu public, întâlnindu-vă cu cineva, veți vedea cum lumea vă admiră sau, da? Dar nu vă limitați doar la această bucurie, vedeți că vă mai așteaptă și alte victorii. Sper că v-a plăcut, dragii mei. Vă doresc dragoste, pace și creștere spirituală și ne auzim la următoarele etalări. Vă pup! Numai bine! Cei care ați ales numărul 2, cred că începe cu un eveniment neașteptat. Dar, hai să vedem totuși. Nu, pardon, scuzați-mă, nu cumva vreți să ascultați și numărul 3? Deci numărul 2 este acesta. Poate ați vrut să ascultați și numărul 2? Nu, numărul 3 s-a ascultat și numărul 3. Ceva se întâmplă. Oricum, amândouă sunt aurite. Hai să vedem ce mesaje primiți. Numărul 2. Aici am amestecat cărțile, pe toate le-am amestecat, dar n-a venit nimic în timpul etalării. N-a sărit pe jos, pe masă, pe lângă mine. Însă, la capătul setului de cărți, văd un 4 de monede și împărăteasă. Cineva ține foarte mult la voi. Dacă sunteți femei, este o energie masculină care ține foarte mult la voi, dar are o reținere în a comunica. De ce? Pentru că vă vede foarte frumoase, foarte puternice, de succes, vibrante, împărătese, adică culmea culmilor. Da, și vor să manifeste, probabil că vă vor căuta, vor comunica, o întâlnire să spună ce simt. Și cu acest rege de monede, vor să, bine, și ei sunt stabili sau vor să manifeste stabilitate ca să se ridice mai aproape de nivelul vostru. Dacă sunteți bărbați în energia împărătesei, luați ca atare mesajul, pentru că aceste cărți reprezintă energie. Regele de monede, chiar dacă este energie masculină, reprezintă un superlativ profesional. Da? O experiență. Și nu mă refer doar la puterea de a face bani, cât autoritate în domeniu. Poate să fie un domeniu tehnic. Da, ai experiența, ai niște ani de lucru într-un domeniu și ai strâns valori și valorile nu sunt doar financiare, da? Sunt și informații, sunt și experiență, sunt și îndemânare. Și atunci cine încearcă, cine își dorește această relație de la suflet la suflet, încearcă să manifeste eventual comunicare și mai ales să se ridice, cum am spus, profesional până la nivelul împărătesei. Pentru că uneori se simte, am senzația că acest personaj se simte prea mic. Bine, este și cartea care reprezintă o oarecare posesivitate sau reținere în a se exprima. Dar în preajma împărătesei, cam greu să nu te exprimi. Pentru că efectiv te inspiră, interesant, la cap, vrea să iasă și justiția. Aspecte care țin de, eu știu, legal, oficial sau de echilibru. Hai să mai vedem ce alte cărți apar, însă, înainte de toate, să vedem energia voastră, curățăm cărțile. Bishei Madunai, Mimini Mihai, Umis Mori Gabriel, Milivnai Uriel, Nume Ahurai Rafael, Va Alroșii Shehinate, odată, de două ori, de trei ori.
Ia uite, mai am văzut de mai multe ori. Transformare și conducătorul din tine. Energia feminină, aici împărăteasa, inspiră masculinul să pășească înainte, să-și conducă viața și să ajungă, nu doar să-și conducă viața, că depinde unde o conduci, să ajungă să inspire și alte persoane. Wow, ce frumoasă carte! 2 și cu 1, apropo, 3 împărăteasa. 2 este numărul Marii Preotese, 1 al Magicianului și împreună 3 împărăteasa. Intuiție, magie, comunicare și verbală, dar și telepatică, comunicare și cu spiritele și cu divinitatea, nu doar așa. Aveți protecție, aveți protecție, wow, ce carte, Sekhmet. Loialitate, wow! Anubis, adevărul. Acum, oricine ați fi, aveți protecție. Cred că sunteți, sau hai să nu mai zic eu ce cred, vedem ce cărți vor apare. Dar sunteți deja transformați. Probabil că mai aveți multe de transformat, dar sunteți cu mult transformați față de cum erați în trecut. De ce? Pentru că acest cocor este simbolul fenixului în culturile orientale. Știu pentru că am studiat pentru niște lucrări. Și fenix înseamnă transformare. Energia feminină e transformată. Da, apare împărăteasa. A fost... Dacă împărăteasa reprezintă Venus, fac așa o mică trimitere către un film, Regii Egiptului. Foarte interesant din punct de vedere simbolic. E unul dintre filmele pe care le văd periodic, pentru că îmi place cum se prezintă niște lucruri. Venus are și o natură ocultă, ascunsă. Bine, aici este Anubis. Este Pluto. Este puterea ta personală de a fora în străfundurile tale ale subconștientului și de a renaște. Dar vedeți ce lumină în spate, din întuneric, da, să, din ascunsul ăla să iasă lavă, energie. 4 și cu 4, 8, da, transformare. Posibil, repet, energia, o energie masculină, un bărbat, simte toată această putere pe care o aveți, doamnelor, sau energiile feminine, cei care rezonează cu energia împărătesei. Sunt priviți de o altă persoană, repet, cu ochi plini de dragoste. Pentru că probabil și ei au trecut prin transformări asemănătoare, nu știu dacă au ajuns la aceeași poziție, dar, da, clar că nu arată interesant, încearcă să fie mai reci, dar în spate sunt foarte calzi. 4 și cu 4 totuși e un număr simetric. Cred că împreună vă puteți transforma. Din acest motiv, energia feminină este dorită. Am zis, energia masculină sau un bărbat dorește energia feminină care este într-o vibrație foarte înaltă. Și acum, confirmarea este că aveți protecție, doamnelor și domnilor, da? Oricine ați ascultat la numărul 2. Trebuie să vă ascultați intuiția, trebuie să vă păstrați poziția și să tindeți către mai sus, mai sus apropo, da? Luna plină să fie foarte importantă în această perioadă și cu cât vrei să fii mai sus, vei fi atacat, da, repet, nu uitați că aveți protecție. Hai să... vedem ce alte mesaje apar. Să amestec aceste cărți. O dată. Noiembrie. Ia, 10 de monede. Abundență. 10 de monede. Bani, succes. Bine, nu se compară cu împărăteasa. La 10 de monede este iar un succes profesional, financiar, tradițional. Împărăteasa este mult mai mult decât atât. E bine că e 10 pentru că este un final. Dacă vrei mai mult, mergi.
către mai mult. Explorează și zona emoționalului și a spadelor și a focului, dar nu te limita doar la pământ. Da? Emoționalul, mentalul, spiritualul și apoi treci către, iar fac, dau lecții, și apoi treci către zona arcanelor majore. 5-6 de. În fine. Hai să vedem. O dată. De două ori. De trei ori. Cărțile astea miroase așa de frumos. Ah, sul de monede, ce frumos. O nouă relație. Ieșirea. Ieșirea cuiva din convenții îndeamnă. Ieșirea cuiva din convenții. Provoacă la comunicare. Am spus mai devreme, la deschidere, că sunteți privite, sau priviți, cei care sunteți în energia împărătesei, sunteți priviți ca pe un personaj extraordinar. Și așa sunteți, chiar dacă e loc de mai mult. Da? Și în momentul în care vă detașați și vă vedeți de extraordinarul vostru, persoanele care până atunci nu prea comunicau sau comunicau deloc, simt nevoia să comunice, să vină spre voi, ia uite, 8 de bâte, cavaleri de spade, și să ofere ceva. Că este vreo colaborare, că este vreun job, că este vreun dar de bani, că este chiar o relație, bine, acum voi spuneți dacă vreți, ei încearcă să ofere ca să mai stea în preajma voastră. Stai, se întâmplă. Însă, hai să tăiem. Vești, comunicări neașteptate cu oameni care păreau detașați, dar nu erau, n-au fost niciodată, doar păreau. Luna, valetul de bâte, asul de cupe, ce frumos, și 5 de spade, o să și clarific. Emoții. Fricile cuiva de a comunica, atracția pe care o simte și emoțiile. Conflictul mental este în mintea acestei persoane care încă, și luna energie feminină, încă ați văzut, dați în urmă la 4 de monede, s-a obișnuit cu natura fizică, încă nu dă valoare sau n-a dat valoare emoțiilor și pasiunii, așa cum dă o împărăteasă. Dă, oferă, da? O împărăteasă. Sau orice energie în categoria arcanelor majore. Mare preoteasă sau, nu știu, temperanță sau steaua, da? Inclusiv luna. Personajul ăsta este oarecum, e destul de fricoșat, dar o să și clarific. Sper că, pentru că valetul de bâte îndrăznește. Îndrăznește să comunice, să pășească pe o nouă cale. Calea emoțiilor. 5 de spade, o să văd exact ce înseamnă, dacă sunt conflictele sale sau influența altora. Pentru că alții ar putea să zică, stai domnule, la locul tău, că e prea bună acea împărăteasă, repet, este energie, nu e neapărat femeie, pentru tine. Da, mai vedem. Ia uite, faitonul. Tu e de cupe, temperanța, că ziceam de temperanță, spânzuratul, iar carte spirituală, iar arcane majore. Și aici este o carte foarte specială în plus. Eu văd ceea ce vezi în tine, vezi în ceilalți. În momentul în care vezi în acea persoană frumosul, grandiosul, înseamnă că și tu ai ceva din acele trăsături, nu? Persoana aceasta a văzut până, poate au fi și distanță între voi, până de curând, îmi permis să zic de curând, până de curând a văzut, deși v-a văzut într-o poziție deosebită, aici a fost lupta, frica și lupta interioară cu gândurile sale,
a simțit că nu este de categoria celei împărătese, că nu poate, că nu o să fie văzut, nu o să fie apreciat sau apreciată. Însă, în această perioadă, energia se schimbă. Deși cred că se schimbă de mai mult timp, pentru că temperanța înseamnă ceva, niște ani de zile. Luni, luni, până la ani. Energia se schimbă după perioada de stagnare, cu răbdare, cu răbdare. Dăm timpului timp și lui Dumnezeu să-și organizeze, eu știu, ajutoarele și să-i aducă pe cei doi, da, cele două cupe, față în față. Simt să zic să-i readucă față în față. Interesant, vrea să iasă 3 de monede. Poate conflictul la locul de muncă sau dorința acestui personaj de a colabora cu energia împărătesei, dorința lor de a colabora, întâlnește, știu, provoacă lupte. Din partea provoacă conflicte. Din partea altor persoane, la locul de muncă sau în viața particulară. Da? A simțit nevoia să iasă și această carte. Însă, dacă e voia Domnului, va fi. Faetonul este foarte hotărât să își împlinească destinul. Și asta pentru că simte că alături de energia feminină divină, poate foarte multe, poate totul. Dar hai să clarificăm. Marcaș puternic în rac, pești, săgetător, berbec, gemeni balanță vărsător. Ia uite, dezamăgiri. Iar distanța asta, distanță. Ceva taur, ceva capricorn, fecioară, dar mai puțin deocamdată. Hai să vedem luna. Judecata. Noaptea. Poate voi simțiți că sunteți chemați să ieșiți din zona de umbră, de frică, eventual personajul, pentru că și împărăteasa are fricile, nu întâmplător a venit protecție. Și nu mulți ai frici cât atacuri. Am spus mai devreme, Venus are și niște calități oculte și negative. Și dragostea necondiționată, ca să ajungă necondiționată, trebuie să fi trecut prin dragoste toxică. Înțelegeți, mulți dintre abonații mei, ce vreau să spun. Judecata. 18 și 20. Exact, ieșirea din zona de frică, din zona convențiilor, din acest patru pe care l-am văzut chiar de la început, e patru coșciugului, patru, da? Numărul acestui pământ. Interesant, mi-a atrage atenția steagul cu crucea roșie. Dorința de a se vindeca. Hai să mai vedem. Ia uite, de a fi independent. Același personaj pe care l-am văzut mai devreme. Aici este preîmpărăteasă, mai devreme era împărăteasă. Vrea să vorbească cu energia feminină pentru că influențează. Energia feminină influențează și alte persoane. Este influencerul, da? Prin realizările, prin independența sa, prin înțelepciunea sa și, da, are nevoie de protecție. Pentru că are o lucrare de făcut. Poate chiar și-a început-o. Dar hai să mai vedem. Valetul de bâte. Moarte. Un mesaj, o comunicare care va transforma, iată, moarte și renaștere, care va transforma întreaga situație. Probabil, relația dintre voi, cineva vrea să investească. Interesant în această relație. Pentru că vă vede foarte puternici, puternice. Aici este împărăteasa. Aici este persoana puternică, dar care n-a ajuns încă la vibrația aceasta. De dragoste. De înțelegere. Poate.
dar doar cu ajutorul împărătesei. Și vrea să investească, am văzut tasul de monede, vrea să transforme situația într-un succes și în ceva stabil. Vrea să vă aibă în preajmă. Însă, hai să vedem. Sau poate voi vreți, vedeți în ce poziție sunteți. Cred că tot se apropie Mercur retrograd. S-ar putea să vină cineva din trecut. Total transformat. Total transformat. Un personaj care a fost pueril, zglobiu, dar plin de frici. Zglobiu în față, ușchit, original, nu zice nimeni, original, isteț, dar plin de frici. Personajul acesta probabil a trecut, trece prin drame, marcaș puternic în Scorpion și Rac. Și ceva berbec, deocamdată, în zona asta. Personajul vine total transformat. Probabil. Și când zic marcaș, nu mă refer la zodie, cât poate să fie ascendent, să fie vreun stelium, să fie acolo aglomerare de planete. Hai să vedem asul de cupe. Poate să fie și transformarea voastră. Dar, ia uite, 10 de bute. Epuizare. Prea mult. Că enough, it's enough. Știți cum e expresia? Enough, it's enough. Probabil că această stagnare, această situație care despre care sau personajul despre care nu mai știți de mult timp, simte că este prea mult să mai tacă. Simte nevoia să exprime. Acum, dacă voi treceți prin situații dramatice, fiți siguri că vă veți vindeca, că vă veți elibera, că veți renunța la aceste responsabilități. Și veți alege doar una. Responsabilitatea față de voi înșivă. Nu față de alții. Ceilalți, știi cum e? Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Mai întâi iubește-te pe tine și apoi pe aproapele, da? Posibil în aceste traume a avut ca influență, a fost... Sau aceste traume, să-mi reformulez exprimarea, aceste traume despre care am vorbit, sunt din copilărie, sunt materne și sunt greu de rezolvat, dar nu imposibil. 10 de bute și asul de cupe. Enough is enough. Da? E ca și când, gata, am obosit. Vedeți ce cărță, ce clarificări dure. Am obosit, gata. Vreau dragoste, vreau vindecare. Repet, mai întâi față de noi și apoi față de... Că am văzut totuși două suflete pereche. Față de sufletul acela special. Voi sunteți sufletul cuiva care vă vede foarte special. Și am senzația că vrea să vă demonstreze cu 10 de bute, dar, ia uite, asul de monede, da, vrea să facă. Să depună toate eforturile, să vă convingă, să vă întoarceți. Poate acest personaj se întoarce. Dar să fiți împreună. Pentru că le este dor. Lumea este pustie fără voi. 5 de bâte. De bâte, nu, 5 de... Ok. 5 de spade. 5 de spade. Două, ok, două. Magician, uite, magii. Cineva manipulează. Din acest motiv, comunicarea n-a fost suficient de bună pentru că, am zis, probabil o energie feminină influențează ori la locul de muncă, ori acasă, în casa cuiva, la locul de muncă al cuiva. Însă, cine vrea să manifeste această colaborare și acest nou început, să nu uităm că a fost tasul de monede de două ori, chiar dacă aici apare de cupe, și asta e bine că avem cupe, avem pământ și apă, se creează lutul cu care poți să clădești. Aici o catedrală, o construcție sacră, este un succes pe care îl meritați. Probabil dacă unul dintre voi are un partener, și celălalt iese în evidență prin excelență, cum am zis mai devreme, partenerul este compulsiv, agresiv, compulsiv, aud, în fine. Partenerul celuilalt sau partenera
celuilalt este foarte agresivă și participă la această manipulare și la aceste blocaje. Dar, da, aveți protecție, că am zis că aveți protecție. Se va comunica, așa cred, așa simt, că luna aceasta veți comunica și veți manifesta. Veți cam comunica cu o persoană care vă vede într-un mod special. Ei vor încerca să comunice. Dacă voi știți că sunteți în energia împărătesei, ei vor încerca să comunice. Ei vor depăși fricile, traumele, epuizarea. Ei vor veni transformați. Pregătiți să clarifice lucrurile și să colaboreze. Dacă simțiți că nu sunteți voi în energia împărătesei, vă asiguri că în această perioadă, noiembrie, poate chiar decembrie, iau trecere de monede, da? Acesta vrea să comunice. Personajul, da, poate chiar doi bărbați, nu știu dacă sunt doi bărbați. Dacă sunt doi bărbați, unul este plin de confuzii, vrea de romanță, celălalt vrea seriozitate. Unul e mai artistic, celălalt este mai, care-i cuvântul? Businessman să rămână, ok, businessman să rămână. Personajul care este mai puțin artistic are nevoie de împărăteasă. Dacă voi știți că aveți în preajmă, în cercul de cunoștință, acea energie feminină foarte specială, voi veți face la un moment dat acest pas. Veți comunica, veți depăși fricile, poate chiar o împăcare, poate relația dintre voi s-a încheiat cu moartea și vreți o împăcare și e o leacă teamă să comunic, apropo că aici e o trompetă, e comunicare, dar să comunic, voi fi ascultată, să ies din trauma asta, să ies în evidență, să arăt că îmi pasă, să arăt că vreau. Trei de monede. Regele de spade, vărsător, gemeni, balanță, poate și balanță. Aici este autoritatea, interesant, vedeți? E fain, îmi place capărul regele. Mie îmi place regele de spade, în varianta sa aceea, pozitivă. Că uneori poate să fie prea auster, prea sobru, dar depinde de situație. E nevoie să fie și așa, uneori, nu tot timpul, dacă ești tot timpul, e obositor, da? Ține către regele de monede. Sunt amândoi, sunt sobri, sunt cu capul pe umeri, picioarele pe pământ, însă diferența este că acest rege de spade vede mai mult față de regele de monede. O fi o altă variantă. O fi creșterea, evoluția acelui masculin care vrea să fie în preajma împărătesei, pentru că 3 este numărul împărătesei. Da, ar putea să fie evoluția, transformarea mentală acestui personaj. Dacă acest personaj este manipulat să nu colaboreze cu împărăteasa, nu va mai fi manipulat curând. Eu asta simt. Pentru că această dragoste, aceste emoții, și nu vorbesc musai de dorință, sunt emoții care trezesc la viață, care modelează acel pământ și acea rigiditate în care a fost crescut. 4 de monede, regele de monede, inclusiv regele de spade. Apa asta modelează. Și în curând acest masculin va deveni, ce fain, va înțelege că poate să manifeste și cuvântul e puternic, dragii mei, că, bine, uneori îl folosim în exces. Dar să fii manifestor, nu-i de acolo. Regele de spade. Trebuie să fii mai întâi rege de spade și apoi manifestor, da? Gândul, cuvântul și acțiunea. Probabil că acestui exact. Pasiunea are foarte multă 10 de băte. Trebuie să mai selecteze și să se concentreze pe o singură bătă când va comunica într-un mod transformator. Emoții are în contact cu împărăteasa. Apropo, știți ce zic? Haideți să vă explic. Iar dau lecții, dar ca să înțelegeți, magicianul are toate
Resursele. Asul de cupe l-am văzut, asul de monede de două ori, când am văzut și regele de monede de două ori. Asul de spade, acum apare cu judecata, e judecata, da? Cu depășirea fricilor, conștientizarea emoțiilor și iar conștientizarea că, măi, emoțiile sunt necesare, de-aia apare asul de cupe. Dacă n-ar fi atâta emoție, ar fi prea mult foc. Vedeți ce interesant? Asta înțelege și regele de spade și masculinul. Că sunteți voi, că, așa, voi, că este persoana cu care urmează să vă întâlniți, acest masculin va înțelege că are toate resursele, dar le are doar în preajma împărătesei. Aici este secretul și aici este puterea împărătesei. Pentru că până la acea energie feminină, el nu a avut totul. A avut bani, a avut idei, a avut pasiune, probabil foarte multă pasiune, o fi vreo persoană pasională cu 10 de bute. De-aia zic că emoțiile aceasta, noua, asta dragoste, mai temperează focul. Vedeți, interesant, regele de spade, vai că e rece, nu? Are totuși o pelerină roșie, poate să fie și foarte sexual, cât ar fi el de mental. Dar vedeți că nu-i suficient uneori. În acest motiv apar cupele și emoțiile, pentru că acea întâlnire între energia masculină și împărăteasă aduce transformare profundă, intensă, e Anubisul pe care l-am văzut mai devreme în viața cuiva. Și am zis, sunt 2 de 4, e împăratul. Am văzut 4 de monede, devine împărat, dar doar prin împărăteasă. Ia uite, asul de monede, ia uite. Unde am oprit? Asul de bâte e pe aici, sunt vreo 10 ași de bâte. Din partea acestui masculin sunt vreo 10 ași de bâte, dar va trebui să aleagă doar unul pentru manifestare. E suficient. Este suficient. Da? Cupele. Împărăteasa vine cu aceste cupe. Monede. Aveți și unul și celălalt, aud. Spade. Și unul și celălalt, pentru că împărăteasa are și ea de toate. Dar acest bărbat trebuie să-și descopere el resursele. Și repet, e conexiunea aia. Schimbul de energie. Interesant. Interesant. Deci va fi o comunicare foarte clară, explicativă și cu potențial de creștere. Că trei de monede, de construcție. Și am zis, enough is enough. Curăț cărțile. Bishem Adonai. Ia uite unde am ieșit. Bishem Adonai. Mimini Mihaelu, Mismoli Gabriel. Umilif nai uriel ume ahorai Rafael va al roșii ha, shehinater. Regele de spade și 5 de monede. Acest personaj, vedeți? Aici sunt 3 persoane și aici sunt 3 persoane. Își dă seama că persoana cu care este, cu care a lucrat, cu care poate a ieșit în relații și are probleme emoționale cu persoana respectivă, de aia e gheață, are probleme spirituale, de aia sunt în afara bisericii. Persoana aceea doar vrea bani, bani, bani. Și atunci, aici este manipularea persoanei de lângă regele de spade. Marcaș puternic în vărsător, în capricorn, să zicem, gemeni, taur, nu știu cât fecioară, dar în fine. Că 5 e numărul marelui preot. Și aici este împărăteasă, ascunsă, camuflată. Nu trebuie, adică ideea e că câtă căldură emană această împărăteasă, topește întreaga zăpadă, zic și eu. Așa mi se transmite. Da? Decizii. Ia uite, regina de monede. Hai să vedem. Spre ce mergeți odată? De două ori. De trei ori. Dacă între voi am zis relația pare încheiată, se simte abandonat sau va abandona pentru relația karmică, o va lăsa. Ce du-te, nene, cu banii? Pentru că vreau mai mult. Vreau totul. Magicianul vrea totul. Pentru că poate. De ce? Pentru că poate. Și aici este justiția. Aici este întâlnirea dintre o împărăteasă, o energie feminină divină care schimbă vieți. Da? Și diferența între o energie feminină sau masculină divină și o energie karmică. Adesea fricile te întorc, da? În karmă. Dar pe urmă îți dai seama, băi, dar ce am făcut, bă, da?
Fraier, fraier am fost, nu? Fusei. Bine, nu solteancă, dar mai mă joc și eu așa. Ia uite, 7 de monede. Marele preot. Transformarea asta este lucrarea Domnului, da, ca să zicem așa, 7 de bâte. Cei naf, it's enough. Deci se va lupta pentru această dragoste. Va renunța la relația pe termen lung, va renunța, pentru că acolo nu-i spor. Nu e sporul pe care poți să-l ai lângă o împărăteasă. Și dacă uneori sporul vine mai greu lângă o împărăteasă, dar ai alte binecuvântări, pentru că e diferența între a avea succes financiar sau stabilitate și a avea abundență, prosperitate, înseamnă mai mult decât bănuți și taxe plătite. Și asta va înțelege. Ia uite, că e dor. E dor să simtă și el sufletel lângă sufletel. Vreau și un sufletel lângă mine. Uite, doi de cupe, doi de cupe. Da. Vreau și o romanță. Ia uite, zero și împărăteasa. Da. Iau-te, magicianul, trei de cupe, regina de cupe, ha, ce frumos și regele de cupe, pentru că acest personaj începe, da, am zis, energia masculină începe să se transforme de va ajunge împărat. Și când folosesc aceste cuvinte, cei care ascultați tarot de mai mult timp știți că sunt foarte complexe și puternice cuvintele acestea. Hai să vedem sfătulețe. Mamă, o să trec numărul 3 separat, curățăm cărțile, ca să fiu sigură că nu sunt reruptă. Ia uite, 1, 1, 1. Super fain. Aveți încredere în univers. Bishei Madonai, mi mini mi fai rumis moli Gabriel. Mi mi fai Uriel, cume apora e Rafael, va al roșii și hinate. O dată, de două ori. Să fac separat de trei ori. Am zis că numărul 2 s-ar putea să vreți să ascultați și numărul 3. Da, renunță la control. E patul de monede pe care l-am văzut mai devreme și luna, fricile. Analizează situația. Depășește, da? Și vorbește exact asul de spade, valetul de spade, magicianul, regele de spade, toate înseamnă comunicare. O comunicare conștientă care aduce manifestări. Da, și trece exact luna, trece de aceste insecurități și apoi acțiune inspirată. Că și regele de spade acționează, iar, interesant, da? Calmează-ți emoțiile, apropo de 10 de bâte, doar în preajma împărătesei, acest foc poate fi temperat sau poate fi reaprins. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste și pace și creștere spirituală. Mă întreb dacă, dragii mei, acum, iau de nouă de mâine de preîmpărăteasă, speranțe, viziuni în viitor. Acest personaj vă vede în viitor. Vă vede alături de ei sau se văd ei. Probabil că aici este puterea lor de manifestare, vizualizarea lor lângă voi, dacă sunteți împărătese. Acum, dacă nu sunteți împărătese, poate fi energia altei persoane care vă inspiră această transformare. Da? Dacă nu sunteți împărătese, pentru că nu toate sunteți împărătese, dar poate să fie energia altei persoane care vă inspiră, repet. În principiu, cam atâtic. Sper că veți înțelege mesajul. Dacă nu puteți să-l mai ascultați odată și dați-mi și mie de știre, poate luna viitoare, nu știu dacă până la sfârșitul lunii, pentru unii poate până la sfârșitul lunii, pentru alții luna viitoare, poate chiar în noiembrie se va manifesta această relație și această creștere, da? Și această autonomie mentală, regele de spade, super fain, pentru că gândește cu căpușorul său. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, ceau! Să continuăm cu numărul 3. Am amestecat cărțile în pauză. Sper că nu se decalează sunetul. Se mai întâmplă când pun pauză să se decaleze sunetul. Sper că nu. Asta ca să câștig timp. Să nu mai pierd timp. În timp ce am amestecat, a venit. Ho, ho, ce frumos! Da. Valetul de bâte, 10 de cupe. Comunicarea cuiva va aduce
fericire. Cineva, ia uite, steaua, ce frumos, un suflet pereche. Oh, vrea să se vindece de un fost, de o fostă foarte toxică, foarte manipulatoare. Oh, da. Pe de altă parte, da, vrea să-l lase în urmă niște programe mentale și să descopere fericirea în doi. Fericirea alături de perechea sa, față de care simte o atracție nebună, obsedantă, diabolică. Dar și emoții la fel de obsedante. Da, e conexiune atât de profundă. Energia feminină ține sufletul acestui masculin în brațe. Așa aud. Sufletul lui este la ea. Cei doi s-au mai întâlnit în altă viață și sunt predestinați să experimenteze, să trăiască fericirea împreună. Eu asta aud, asta transmit. Acum, hai repede, fuguța, încerc mai repede. Ce dacă, ia uite. Foc, foc, foc. Energia voastră, o dată, de două ori, de trei ori. Eliberare, ce frumos, poate sunteți născuți în anul calului, în astrologia chinezească, ce frumos, 2 și cu 4, de un portal. Probabil portalul 11-11 ajută, vă ajută pe voi să vă eliberați și eventual pe acest personaj să se elibereze de situația toxică. Hai să vedem. Ce frumos, transformare, 18, numărul lunii în tarot. Transformare emoțională profundă, simt marcaj în scorpion. Unul dintre voi este deja transformat, plutește deasupra nivelului, vedeți, da? În zona de lumină, celălalt încă e aici. E greu. Dar ce frumos apare unul, da? Iar parcă sunteți separați, sunteți în realități diferite și celălalt. Ia uite, 11, energia feminină foarte puternică, este Diana. Aveți putere. Putere mentală, spirituală, fizică. Sunteți niște războinici ai luminii. Doamnelor, eventual. Energie feminină. Luna plină să fie importantă. Da, sufletul vostru este extrem de puternic. Și al celuilalt. Și îl chemați pe celălalt să iasă. Iar portal, să iasă din întuneric. Da, să meargă spre lumină. Lumina unuia dintre voi scoate pe celălalt din întuneric. Deocamdată, cred că sunteți în realități diferite. De ce? Pentru că până nu e transformat, n-are cum să vină înspre energia care deja este în lumină. Hai să vedem. Poate e transformarea voastră, poate. Vorbesc despre persoana. Da, zic, fiți sincer cu voi, că toți avem de transformat. Poate persoana cealaltă e în lumină. Da, am zis bine? În fine, am zis, da? Hai. O dată, de două ori, de trei ori. Este regina de cupe, ce frumos. Da, cineva vrea să investească. Fecioară, Taur, Capricorn vor să investească în energia feminină care are sufletul lor la ea. Peștrac, Scorpion. Nu, de spade. Trei de cupe, fuse triunghi amoros toată ziua și toată noaptea. Oh, am zis bine, da? Hai să vedem. Ah, două cărți au vrut să vină, 10 de cupe și steaua, ce frumos. Wow! Dacă vă eliberați de situația toxică, urmează super fericire. Acum depinde. Dacă ei nu vor să se elibereze de persoana karmică, voi vă veți elibera de ei. Cât ar fi de profundă dragostea, tăiați stringurile, știți cum e. Nu știu dacă o să apară asul de spade, regele, regina de spade, dacă vor apare. Cine vrea să-și urmeze misiunea, va trebui să facă o chirurgie emoțională, spirituală, mentală, profundă. Acum, într-adevăr, triunghi amoros, gemeni în balanță, vărsător, pești, drac, scorpion, capricorn, vărsător, pești. Acum, hai să vedem, ia uite, leu, fecioară, gemeni, capricorn, scorpion, vărsător, leu. E o situație complicată, da? Este o dragoste profundă, puternică, dar cineva trebuie să aleagă între relația profundă și puternică și relația karmică, regina de monede, capricornul. Da?
N-am nimic cu Capricorn, sunt dragi, am prieteni Capricorn, dar variază de la om la om, da? Vedeți, selectați mesajele. Evenimente neașteptate vă vor face să alegeți. Nu puteți să scăpați fără alegeți. Poate deja separarea s-a produs și sunteți pe cale să alegeți, pentru că situația e prea toxică. Patru de monede și soarele și luna. Energia feminină, energia transformată, energia lumină. Da? Și zic feminină pentru că se pare că e feminină, nu? Da? Se pare că e feminină. Și vorbesc de energie, nu neapărat de femeie, de muiere, da? Energia feminină este în lumină și ține la lumina sa. Ține la misiunea ei, ține la ce a realizat, ține la lumea ei. Nu iese din lumea ei decât așa, din când în când, poate. Nu se va rupe de ceea ce a realizat, de trezirea ei pentru această situație toxică. Asta e clar. Hai să vedem. Nouă de spade, fuguța, poate totuși nu se întrerupe. Cavalerul de spade, gemeni, balanță, vărsător. Cineva va comunica neașteptat despre această suferință. Eventual, mai am niște mesaje. Unde ești? Asul de spade, da. Tăierea stringurilor ar fi minunat. Ar fi minunat. E tăcere, așteptare, dar toate au sens. De ce? Ca să alegi, ca să discerni, să vezi cu cine poți să crești, dacă într-adevăr merită să lucrezi pentru oameni egoiști sau merită să lucrezi pentru oameni cu care te simți, alături de care te simți fericit. 3 de cupe. 7 de cupe. Aici e confuzia, cineva și-a dat seama că trebuie. Da, că este pus în zona de umbră, de că se. E triunghi amoros. A fost. Să sperăm că a fost. Iar asul de spade? Are you crazy? Tot aici am deschis? Ce mișto. Interesant. Ha. Deci, pusei adevărul. Diavolul. 8 de bâte. Comunicare. Dar comunicare foarte pasională. Aproape care devine... E interesant. Comunicarea dintre voi devine adictivă. Voi cu cât comunicați, cu atât vă legați. Vă stimulați și emoțional și sexual. Nu zic musai că vorbiți despre sex. Nu, nici nu trebuie. Puteți să vorbiți despre iad și tot e sexy. Marcaș puternic în Saturn și Pluto. Însă, eu cred că... Unde ești? Da, 6 de cupe. Eu cred că cineva vrea să plece din această situație toxică repede, repede, către misiunea sa, către fericire. Ia să vedem, 10 de cupe. Zi mai repede, 6 de monede. Da, vreau o relație reciprocă. Nu vreau să fiu pe a doua, a treia, a șaptea poziție. Vreau o relație reciprocă. Vreau o relație echilibrată, de la egal la egal, în care să fim fericiți, nu să dau din timpul meu, din energia mea, unei persoane mai mult sau mai puțin, sau cealaltă să-mi dea mai puțin decât merit. Da, granițe personale. Steaua. Înseamnă vindecare, înseamnă foarte mult. Împăratul, interesant. Berbec, vărsător, taur. Ce pot să zic? Dacă persoana care este în relația toxică, cu toată adicția care s-a format între voi și cred că pe cale verbală, poate a fost și vreo călătorie, dar cred că, repet, felul în care comunicație pasională, instigant, e fain, transformator. Dacă acest personaj căsătorit într-o relație în care se sacrifică, în care nu are satisfacții și muncește, dacă acest personaj vrea să rămână în control, e alegerea sa, pentru că persoana care e în lumină, păi saltă cuantic, să folosim și termen modern, da? Saltă cuantic înspre stea. Își manifestă destinul fericirea eventual cu altcineva. Cu altcineva. Despecificat. Dacă acest personaj încearcă să falseze, să se pună într-o poziție nemeritată, să încearcă să păstreze controlul, să pară chiar arogant, pentru că este într-un mediu toxic, preia din toxicitatea mediului și o propagă aici, în zona asta de... Nu, nu, nu. Deci nu este primit în rai. Nu avem nevoie de umbre.